Este sâmbătă, așadar, haide să parcurgem împreună Kungsleden, drumul regelui, mai bine de 400 și ceva de kilometri prin sălbăticia Laponiei din Suedia. Bună dimineața, e ultima zi pe drumul regelui Kungsleden, a 17-a zi și cortulețul meu, uitați unde am campat. Acolo e lacul, munticel, oarecum o... Da, e și o cascadă. N-am putut rezista cum n-a fost nimeni. Am dormit în refugiu, dar să nu mai spuneți la nimeni. Aici a fost căsuța mea. Călduț, bine. Și a plouat. A plouat, a plouat. Meritam un adăpost cum se cuvine, măcar așa. În ultima zi. Luăm micul dejun și purcedem. Uite cum sărim pârleazul. Un gard făcut pentru reni. 8 km până la ultima căbănuță, Abiskohau Restogorna. Ha, și ce nume în limba locală Sami. Morma Stugan Vopmegai Rovedieva. Văd chiar o mică așezare, mult spus sătuc. Sunt vreo două căbănuțe și câteva lavu. Acele tipice corturi construite ba din piatră, len, piei de ren, până nu de mult crescătorii de reni își făceau aceste adăposturi temporare din loc în loc, înainte de căbănuțe. Și încă mai sunt. Am petrecut un sfârșit de an în Laponia finlandeză, într-un astfel de tipi, cort tradițional. Okidoki! Continuăm, hai, încă 8 km și facem o pauză. Păi, chiar am fost matinal, dar așa se întâmplă, când te culci de vreme, te scoli de vreme. La 5 m-am trezit, pe la 6 și un sfert am plecat și bineînțeles că nu e nimeni pe drum în niciun sens. Sunt ultimele momente în care mă bucur de natură în adevăratul sens al cuvântului. Nu 100% că și mi-ar fi plăcut să fie senin, dar natura întotdeauna e frumoasă. Și de ce m-aș plânge? Că și nu plouă și primi oameni. Morning! Dragilor, am ajuns la cabana Biscoiaure, mă rog, se trece un pod și desfac acest baton cu cereale, îl păstrasem special pentru Kebnekaise, muntele cel mai înalt, dar cum vremea mi-a schimbat planul, zic că îl merit acum. L-am cumpărat de la o cabană. Și mai am doar 12 km până la Bisco. Ușor, ușor ne apropiem de finalul drumeției scandinave. Totodată am intrat în Parcul Național Abisko și din câte am citit e mult mai restrictiv. Nu ai voie să campezi decât lângă cabană și încă e un refugiu la un moment dat. Știm că în Suedia e legea cortului, poți să campezi în natură aproape oriunde. De asta îmi place în Scandinavia, dar
fix aici în parc e o lege anume. Probabil pentru că e multă lume. Cam asta a fost, dragilor. Un ultim popas și un prânz bine meritat, l-am păstrat așa pe final. Mulțumesc ca mii. Este mâncare din aia deshidratată. Pui un pic de apă fiartă. Mesteci. Și aștept un pic. La fix am început să plouă. Cine ar fi crezut? Spaghete bolognese cu carne de vită. Poftă mare. Și mersi că v-ați uitat până acum la aventura asta numită Kungsleden. 18 zile, chiar mai repede decât aș fi crezut. Normal, lumea face în, nu știu, 20-30. Am avut un pas mai rapid decât alții. Mersi de asemenea tuturor patronilor care mă susțin. Pun link-ul acolo în descriere. Știți că mă puteți urmări și pe alte rețele, pe Instagram. Și chiar dacă se termină aici drumul regelui, aventura continuă. Mai am 3 km până în Abisko, dar apoi reluăm viața de autostopist și continuăm spre Norvegia, spre Capul Nord. Bun. Asta a fost, dragilor, 440 și ceva de kilometri, am ajuns la Abisko și nu știu câți dintre voi ați parcurs acest drum, nu știu cât de popular este în România. Dacă ați făcut-o, scrieți-mi un mesaj. Dacă ați făcut-o din Hemavan în Abisko sau invers. Dacă nu, sper că v-am convins cu imaginile că merită și că e fain, că Laponia are o natură minunată. Și mersi că ați vizionat, că ați fost alături de mine și rămâneți în continuare, căci se termină un capitol, continuă altul. Mergem cu autostopul către Norvegia.